moment important, cred că nu numai pentru cei mici și pentru cei mari, să primim așa cum se cuvine pe Moș Crăciun. Dar îmi vine în minte o melodie, Moșule, ce tânăr ești? Bine ai venit la noi, dragă moșule, ne-ai adus cadouri, sper. Bună ziua, bine v-am găsit, sigur, dar pentru copii cu minți. Da, și pentru cei care sunt mai puțini cu minți, cum aș fi eu, de exemplu. Mai puțin. Mai puțin. Mă rog. De la dumneavoastră mai puțin, de la Domnul mai mult. Bine, te rog frumos să stai alături de noi, ești cu cadouri de pregătit, văd că... Haideți aplauze pentru Moș Crăciun. Deci la această a doua ediție a Festivalului de Colinde și Tradiții Populare, ziurile de ziua, și-au dat mâna 7 comune de pe câmpie pentru a fi împreună și a sărbători sărbătorile de iarnă. Nu știu câți dintre dumneavoastră au fost ieri la Târgu Mureș sau ați auzit, Hrușca a avut un recital excepțional în oraș și la final, cum aș dori să se întâmple și la noi, a pățit o surpriză mare pentru că a început lumea să-l colinde. Pentru că era prima dată când și Hrușca e colindat de cineva, că el tot timpul săracul a colindat pe alții. Vă las în compania celor de la Școala Gimnazială Pocăceaua, a grupului de colindători mai exact, într-următor profesor Lupu Mariana, să vă încânte cu programul lor. Să rămână!